Pe toate drumurile care duc la fermele de păsări au fost instalate filtre formate din polițiști, jandarmi și medici veterinari. Autoritățile verifică mașinile suspecte, iar șoferii care spun că trebuie să ajungă la ferme trec prin proceduri de dezinfectare. Avem posturi de transformare în toate fermele. Veți trece printr-un filtru, vă va dezinfecta și veți primi niște echipament special. După ce ieșiți din fermă, ăla se arde tot echipamentul. Circa 130.000 de pui de curcani cu vârste între 12 și 17 săptămâni vor fi eutanasiați în cel mai scurt timp. Cadavrele vor fi îngropate în zona fermelor din Codlea pentru a înlătura riscul ca virusul să ajungă și în alte localități. Se va duce la eutanasierea tuturor păsărilor, curcanilor din cele două ferme. Acționăm să izolăm focarul. Personalul nu se mișcă dintr-un loc în altul. Au fost dedicate pe fiecare fermă persoanele care trebuie să răspundă pe categorii de activități, tocmai pentru a nu trece dintr-o parte într-alta. Astăzi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară a comunicat că a apărut o nouă suspiciune de prezență a virusului gripe aviare la o altă fermă de curcani care aparține aceluiași agent economic. Localnicii din comuna Dumbrăvița, aflată la câțiva kilometri de ferme, se tem să nu se repete scenariul din 2006. Atunci au adunat și într-o satul găini și gâște și curci și de toate. Și le-au sacrificat? Da, le-au luat cu mașinile, le-au dus, le-au sacrificat. Dumneavoastră aveți păsări? Am câteva, da. Uh-huh. Și data trecută vi le-au luat? Da, da, ne-au luat tot. Și vă temeți că s-ar putea să se întâmple la fel și de data asta? Păi, poate nu. În apropierea platformei zootehnice se află lacul Dumbrăvița, unde trăiesc mai multe specii de păsări sălbatice. Echipe de jandarmi au primit misiunea de a monitoriza lacul pentru a observa dacă apar păsări moarte în jurul lui. În ultimele două luni au apărut cazuri de gripă aviară la păsări sălbatice din județele Neamț, Bacău și Suceava.